Salutare, prieteni! Ne aflăm în showroom-ul Bismobile Kitchen. Cu voi este Ion Buraga, responsabilul de producere. Și astăzi vom face un video informativ pentru clienții noștri de acasă cu bucătăriile noastre, pentru a vedea cum, în caz de necesitate, pot fi scoase sertarele, puse înapoi, cum poate fi scos în fasad, pus înapoi. La fel cu soclu și alte mărunțușuri care se confruntă clienții noștri zi de zi și au întrebări. Așa că să începem. Aici avem un sertar standard, este sub chivetă. De exemplu, cum poate fi scoasă fasada la necesitate? Nu știu, avem ceva de lucru în partea interioară și avem puțin spațiu și ne trebuie să scoatem doar fasada. Ok. De sopt sunt două climpușuri care la necesitate trebuie să le tragem spre noi, numai trebuie să fim atenți la degete. După care avem nevoie, de exemplu, de scos sertarul. Doar în putință, cu putere, îl tragem în sus. Când îl punem înapoi, îl fixăm pe railing-uri, îl dăm până în capăt și îl împingem cu putere. Aici avem sertarele, deci Atira. Diferența dintre acest sertar și acesta pe care până acum vă l-am arătat este doar în deschidere și în design. Avem aici două climpușuri, așa dacă se poate să le spune, care trebuie să le apăsăm în partea interioară. Ele sunt la început sertarilor de sub, dacă vrei să te atingi. Le apăsăm în partea interioară, după care încet le ridicăm în sus. Acestea sunt climpușurile despre care vă vorbim. Pur și simplu le apăsăm în partea interioară și ridicăm în sus încetșor. Mai avem un tip de sertare, cele mai simple, prima generație la Hetic. Ele oricum se întâmplă să se întâlnească la clienții acasă. Sunt niște sertare simple, tot marca Hetic, desigur, dar dacă trageți atenție, bordurile sunt din pal. Deci, arătăm cum se scot aceste sertare. Dedesubt, ele au două crimpușuri deja destul de mari, acum și vă voi arăta. Acestea sunt două crimpușuri care, când să le scoatem, pur și simplu le apăsăm spre noi. L-am fixat pe railing-uri, cel mai bine îl ținem de la mijloc, până îl ducem spre capăt. Acum scoatem fasadele, în caz de necesitate la client acasă. La fel, nu avem nevoie de niciun instrument pentru a scoate un fasad și pentru a-l pune cu succes înapoi. Așa, deci, cu degetul rătător este un buton mic care nu se vede în capătul, al apăsăm puțin, așa, numai fixăm, așa, și jos.
practic fasadul este la noi în mână. La fel de ușor, el îl punem înapoi. Vă voi demonstra încă o dată mai de aproape ca să fie pe înțeles. Așa, îl avem fixat, după care apăsăm butonul. Atât. După care îl punem înapoi. Așa, aici e prima poziție în care se introduce, după care o fixăm. A doua poziție apăsăm aici. De multe ori clienții noștri ne sună și spun că se confruntă cu problema că nu pot deschide fasadul din cauza push-up-ului. De exemplu, cum avem în cazul tău. Pentru a remonta este foarte simplu. De exemplu, atunci să-l deschidem. Îl deschidem prin alte modalități pentru a-l repara. De exemplu, în cazul dat, putem să-l deschidem așa, după care să vedem problema. Problema e doar între aceea că de la multe deschideri repetate, aici avem un magnet care întotdeauna, încet, încet, el se învârte în partea dreaptă și îl închide total. Dar noi este foarte simplu. Pentru a-l repara, doar apăsăm mai tare pentru a-l deschide și îl dezvârtim în partea stângă. Câteva ore e suficient. După care problema s-a rezolvat foarte simplu. O altă problemă cu care se confruntă clienții noștri este cum să scoate soclul și apoi are o problemă când să-l amplaseze înapoi, când să-l pună înapoi. Avem un unghi, un colț. Cu degetele l-am dat într-o parte, ne-am făcut loc pentru degete, după care îl începem a trage. Când deja îl punem înapoi, se poate cuprinde piciorul. Și trecem la fiecare clempuș care este cu îndrept la fiecare picior. După care ne întoarcem înapoi, în poziția din care noi am făcut deschiderea și o poziționăm, îl prindem înapoi. De ce vă așteptăm cu drag la Bismobile Kitchen pentru a primi o bucătărie, nu doar frumoasă, dar și calitativă, care să vă bucure mulți ani înainte.